Știind că nu are de unde să aducă electoratul lipsă în turul 2, ca să poată câștiga președinția României trebuie 56 plus 1, încearcă diferite tertipuri. Unul este aruncarea în competiție a lui Călin Popescu-Tăriceanu. Se spune chiar că între turul 1 și turul 2 îl va numi pe Tăriceanu premier sau îi va face propunerea în așa fel încât să se lase unii păcăliți că cei care îl susțin pe Tăriceanu, că uite ce parteneriat constructiv este între Victor Ponta și Tăriceanu. Deci, este o strategie aruncarea în competiție cu scopul de a lua electoratul lui Tăriceanu în turul 2, un electorat nostalgic USL, dar care nu este PSD. PNL nostalgic USL și care s-au gândit că îl va capacita domnul Tăriceanu și apoi va trece în turul 2 la Victor Ponta. Cred că este un calcul greșit. Domnul Tăriceanu nu poate să câștige atât de mult în turul 1 încât voturile sale să îi ajungă lui Victor Ponta și 2, voturile nu se plimbă așa cum cred politicienii de la un candidat la altul prin simplă Domnul Tăriceanu nu are